deseori, ca părinte, pur și simplu te întreb oare unde am greșit. Să înțelegem de ce nu ne înțelegem cu copilul. Noi venim în educația copilului cu credințele pe care le avem de la părinții noștri. Cea mai mare greșeală a părinților este că ei aduc argumente logice. Și românescul așa se face. Da, pe românescul așa se face. În orice relație dintre un părinte și copil există, de fapt, trei elemente. Copilul, părintele și relația lor. În relație contează foarte mult nu realitatea obiectivă, ci percepția noastră despre o relație. Copilul meu este o entitate cu totul și cu totul diferită. Învățăm să percepem copilul în aici și acum. Mintea este o colecție de amintiri. Copilul meu plânge în aici și acum, nu plânge în acolo și atunci. E posibil ca tu să ai un copil minunat, tu să fii un părinte minunat și relația dintre voi să fie una conflictuală sau praf. Părinții trăiesc atât de multe complexe de vinovăție pentru că ei își imaginează că din cauza lor copilul nu este fericit. Este o nevoie fundamentală a copilului să aibă grijă de părintele lui. Copiii sugari, de exemplu, care au perceput faptul că mama lor vrea să-i abandoneze, plâng mai puțin noaptea. Deci ei, practic, la nivel deci inconștient, cu piele exact. Dar de asta știința este fantastică.